Din nou la Albina Online, a început să picure un pic, așa, dar lucrările pe care le-am de făcut sunt destul de urgente și nu dispun nicio de un timp foarte bun. Aici avem o familie mai bine dezvoltată, să vedem care e problema cu ea și dacă necesită vreo ramă în plus sau vom lăsa cum este. Aici am 6 rame, dar se vede ce conține, fiindcă nu am încredere foarte mare în dezvoltarea lor din cauza frigului. Aici este o ramă tot ca stimulare. Și văd care e problema aici. Dacă e vreo problemă, bineînțeles. Ele sunt agitate fiindcă totuși în oraș picură. Nu-i recomandat să umbli așa vreme în stup, da? Cum am spus, nu dispun de un timp foarte bun. O vom calma imediat. Eu nu folosesc fum sau alus de la raft, un pic de nectar și de agită. Să vedem care este treaba cu ea. Aici avem ramă oată, chiar de margine și foarte frumos oată toată rama. Nu mai arăt ca să mă grăbesc să termin. Aici nu facem lucrări speciale ca la celălalt stup, fiindcă nu avem acel nucleu de mijloc. Iată o ramă oată, se vede, cu cuiet căpăcit și luată cu larve. Uite, de celule goale, sunt suficiente. Aici nu o să fie nevoie de extindere. Ganoară, cuiet căpăcit. Iată și aici, tot cu cuiet.
Aici sunt și vreo câțiva trâmpări. Ramă care e din mai din margine, ouă și fier. Deci arată destul de bine. Pe 6 rame. Un nucleu trecut de iarnă, care a fost pe 3 rame, a ajuns la 6 rame și consider eu că nu are nevoie de extindere de cam dată. Asta este o ramă chiar goală. De spațiu este încă suficient. Încă este o ramă goală. Și va rămâne așa în următoarele 6 zile. Deci de acum nu voi deranja 6 zile, încă nu are rost. Nu urmăresc numărul de rame, ci numărul de albine. Nu prea contează să ai, să spunem, știu eu, 50 de rame într-un stup. Zic doar așa. Suntem pe 4 mai și aceasta este dezvoltarea anemică în această primăvară a albinelor, în zona aceasta, unde, din păcate, timpul avea temperaturi pozitive, după aceea frig, iar temperaturi, iar frig, iar o primăvară foarte complicată pentru albine. La un moment dat am crezut că nu o să supraviețuiască niciun. Văzând vremea atât de capricioasă, n-am crezut că o să fac față cu timpul asta. Rama de stimulare este în continuare pusă pentru în caz că vin ploi, în caz că sunt aceste probleme. Deci ați văzut care este situația. Eu voi da un pic de apivirol deasupra la rama. O să-l folosesc în loc de fum, în loc de apă. Și acum îl acop folia. Deci folia cine vrea o folosește, cine nu, nu. E la latitudinea fiecărui om, fiecare apicultor. Unii zic că e bună, alții că nu. Eu zic că ține de cald. Pe vremea asta chiar problema condensului nu are nicio legătură. O folosești pentru a asigura o temperatură bună albi. Am un număr destul de important de colonii anul acesta și lucrul se extinde un pic mai tare ca de obicei, când era în trecut și filmele vor fi un pic mai rare. Nu o să pot prezenta probabil același model de stup, dar lucrările sunt diferite de la stup la stup în funcție de dezvoltare. Bineînțeles, începătorii ar fi curioși să vadă toată dezvoltarea fiecare în parte, dar este imposibil să filmezi pe fiecare
stup în parte și cu dezvoltarea în sine. Nu poți să faci astfel de lucrări chiar așa. Astfel vă las și ce să vă zic, în următoarele 6 zile nu o să mai intervin la ei, n-am ce să fac la ei. Ele trebuie să-și urmeze cursul, să se dezvolte în funcție de cum consideră ele că e mai bine. Eu voi face o verificare rapidă la toți, după aceea îmi văd de alte treburi. Cu asta numai bine și vă salut. Ianuar, numai bine. Bună ziua și continuăm la Albina Online. Iată, a început un cules, probabil păpădia, în cel mai mare caz, și vreau să vă arăt cam cum arată stupina la ora actuală într-un plin cules. Iată albine pe 4-5 rame. Așa arată într-un cules. Vedeți cantitatea de albine care e plecată. Se face un transfer. Probabil toți care sunt și nestuțării s-au mai dezvoltat asta. Cam asta este situația în stupină. Ne bucurăm de primul cules intens în această perioadă. Iar metoda pentru a întări familiile este foarte bună la ora actuală. Așa arată în acest moment. Bine, acum că v-am arătat, o să continui cu lucrările mai departe la stup cu ce avem de făcut. Numai bine.